Salutare, fraților, și bine ați venit la un nou episod din WWE 2K24. Din păcate, este la episodul cu numărul 3 și ne aflăm la WrestleMania 6 1990 cu meciul dintre Hulk Hogan și The Ultimate Warrior. Din păcate, în episodul trecut l-am filmat și am pierdut salvările. Am avut meci între Rick Rude și The Ultimate Warrior, câștigat cred că de Rick Rude, dacă nu mă înșel, și Hulk Hogan versus Randy Savage, câștigat de Hulk Hogan, bineînțeles. Iar acum ne îndreptăm spre WrestleMania 6 cu meciul dintre Hulk Hogan și The Ultimate Warrior. Între timp am schimbat și noi aici dificultatea, am dat pe hard și dăm save și mergem mai departe. Let's go! Nu uitați, dacă vă place, să apăsați voi butonul de like, de subscribe, și vă aștept alături de mine pentru cât mai multe episoade cu WWE. V-am spus, după acest minunat showcase va urma o serie de Universe, așa cum mi-o doresc eu, bineînțeles, și va fi creată de mine integral, nu de nimeni altcineva. Îl avem aici pe Corey Graves, care povestește din nou. Nu ne interesează această poveste și să vedem cu cine joc și eu. Sunt cu Ultimate Warrior, aparent, și îmi iau bătaie. Da, am început bine. Nu mai joc cu Hulk Hogan, sunt cu Ultimate Warrior acum. Și sunt... De ce nu pot să-i fac nimic până acum? Wow, și văd că lovește bine Hulk Hogan, dau late, prea târziu. A fost o rivalitate între cei doi, mai mult ca sigur. Până acum ne-a bătut destul de rău Hulk Hogan. Și vedem că sare de pe curs direct pe noi. Poate să fie o dificultate, poate hardul să fie prea greu pentru mine, oare? Încă nu sunt obișnuit chiar atât de bine cu WWE, nu prea m-am jucat chiar atât de mult. Și cred că de-aia, dar până acum n-a reușit să-i fac nimic lui Hulk Hogan. Încă intră înăuntru acum și intrăm și noi după el. Și dau reversal foarte bine și vine și rândul lui Ultimate Warrior să îl ia la pumn pe Hulk Hogan, bun! Întoarce Hulk Hogan. Întoarcem și noi și bine, mă! Și stai jos! Îl prinde bine cu pumnul ăsta și încă un pumn și încă un pumn și bine, mă, încă un pumn și dă-i, mă, Ultimate Warrior. Începe și el să pată la Hulk Hogan acum. Și bum! Vedem că nu mai pumn de Ultimate Warrior. Trebuie să-l prind unul ca lumea cum trebuie. Mai ridicăm și mai dăm o serie de pumni pe spate. Și opa, nu. Da, întorc și eu și un DDT. Putem și avem manevra, semnătură pe care o putem face lui Hulk Hogan, dar nu reușim. Și oh, oh god, ce a făcut Hulk Hogan. Mamă, ce big boot primește Ultimate Warrior și suntem pui la un pin. Da, iese Ultimate Warrior. Doamne, ce big boot am primit acolo. Și e manevra de final a lui Hulk Hogan în aceste minute. Și întors. De ce nu l-am prins? De ce tot el mă prinde? A spus că hardul e foarte greu pentru mine. Dau instant recovery și degeaba că tot el mă prinde, dar îi întorc și sper să mai trag un pic, să-l mai bat un pic aici până îmi întoarce el din nou. Vedem că am finisher-ul. Și îl fac oare? Ăsta e finisherul lui? Nu cred.
Hai să încerc și eu să sar pe el. De pe corzi. Ultimate Warrior! Ce săritură pe Hulk Hogan! Mi-a dat el damage, da, i-am dat și eu lui. Opa, și mi-ntoarce acum. Oh, și mă dă cu capul de aia și nu e bine. Intră înăuntru. Asta e bine că mă lasă în pace. Nu pot să dau reversal și nu înțeleg de ce n-am mers. Se urcă pe corzi. Bravo, bravo, foarte, foarte bine faci. Uite, îl întoarce. Da, întorc și eu manevra de pe corzi. Și în aceste momente avem finisherul și de ce nu mă lasă să îl fac? Oare e de jos finisherul lui Ultimate Warrior, dar nu contează, îi dau pumni în continuare. Da, aparent acum îi face finisherul Hulk, pus la pământ și e 1, 2 și doar 2. Întoarce și Hulk Hogan și părerea mea e că următoarea manevră de final, cine reușește să-și o dea, va câștiga meciul cu siguranță. Și tot Ultimate Warrior va fi acela. Bine, sare Ultimate Warrior și e 1, 2, 3. Câștigăm Ultimate Warrior, îl bate pe Hulk Hogan la WrestleMania 6 și showcase-ul merge mai departe. Oh, cele două centuri de data asta. Și centura Champions și centura Intercontinentală, ambele în mâinile lui Ultimate Warrior. Și noi ne îndreptăm cu siguranță spre următorul match din Showcase. Să vedem care va fi oare. Da, și în realitate aparent bate Ultimate Warrior și da, este primul care a reușit acest lucru, să fie campion a două centuri. Și asta e foarte, foarte tare ce a reușit Ultimate Warrior la WrestleMania 6, dar noi ne apropiem de următorul și Rowdy Piper, ok, the company in la Royal Rumble 1992. Sunt curios spre ce match ne îndreptăm și de acum o să las și părțile astea. Cine e ăsta? Oh, Bret the Hitman Hart. Bret Hart, foarte, un wrestler foarte, foarte bun. A câștigat centura intercontinentală la SummerSlam. Și aparent a pierdut în 1992 la acel Royal Rumble de unde a câștigat-o de Piperman ăsta. Rowdy Piper îl cheamă. Iar la WrestleMania 8. Oho, tocmai la WrestleMania 8. Vom avea un match între Bret Hart și Rowdy Piper pentru centura intercontinentală, iar noi jucăm cu Bret Hart. Ok, se prinde Rowdy Piper. Va fi un match cu siguranță dificil, dar totuși revenim un pic spre ce găsim în anii noștri, pentru că vedem deja Bret Hart și Rowdy Piper. Sare Rowdy Piper, wow, și damage foarte mare pentru Bret Hart, Bret the Hitman Hart din 92. Vedem foarte mult damage dat de Rowdy Piper. Intrăm acum, dar tot Rowdy Piper mă prinde.
întorc manevra și vine acest mini dropkick și tot el, ai doamne cât de greu e hardul, trebuie să mă pun să joc mai mult pentru că trebuie să mă obișnuiești cu hardul ăsta. Vedem din nou pe Roddy Piper ce are de gând. Întorc din nou manevra și mă arunc peste el și bine mă încă un clothesline și Roddy Piper vedem că nu vrea să scadă deloc la podea. Se ține foarte bine și am mai văzut acest mod adăugat acum cu siguranță și vedem că el are mai multă viață fiindcă e mai nou. Și cine pierde asta, vedem că el nu vrea, și eu am greșit pentru prima dată și el dă foarte bine. Nu greșesc din nou, băi, cât de... Și o greșesc acum și gata, cred că s-a terminat din câte știu, nu? Nu, ba da, am greșit-o din nou. Oh! Și Bret Hart e bătut rău de tot acum. Totuși pune pinul Rowdy fără folos. Reușesc să dor să dau și eu câteva pumni și un dropkick. Foarte bine combinația, însă foarte greu se ridică Bret Hart. Totuși îl prind, hai, bine piciorul ăsta. Să-i mai dau și eu niște damage că nu i-am dat deloc după câte se vede. Bine, mă! Mă ridic în aceste momente și trebuie să-l ridic și pe el pentru că am văzut că e posibil să am ceva. Da, am comeback move! Și de ce mi-a întors comeback move așa repede? Le-a întorc și eu manevra. Și mă arunc din nou peste el. Ce meci am avut, ce meci avem de fapt, că încă nu s-a terminat. Totuși, Roddy Piper nu mai dă același semne de bătaie. Wow, frog splash. Boom. Și începem și noi să-l batem pe el. Avem din nou comeback move-ul. Și din nou mi-l întoarce. Nu înțeleg cum pot să-mi dau și eu comeback move ăsta cum trebuie, pentru că aparent mi-l împarte de fiecare dată. Dar mult prea devreme. Oh, God! Și mă bate Roddy! Roddy Piper îl învinge pe Bret Hart, n-am mai reușit să mai fac nimic acum. Își păstrează centura. Roddy Piper își păstrează centura intercontinentală. Să vedem cum a fost. Și trebuie să dau din match. Bun, deci trebuie să bat eu până la urmă. Jucăm din nou, trebuie să bat eu. Nu se poate să mă bată el. Deci aparent... Oh.
mult mai lecer joacă Roddy Piper de data asta. Aceeași manevră vedem și din partea lui. Oh! Vedem un pin pus prea devreme. Bine, întoarcem bine și ne aruncăm peste el din nou. Roddy Piper. Vedem acum pe Bret Hart. Sare de pe corzi. A ne întoarce din nou Roddy Piper. Bine, bă. Că avem signature move și facem signature move. Wow, ce manevră de semnătură are Bret Hart și încercăm să vom sări și de pe corzi. Bum! Doamne, incredibil Bret Hart. Punem și un pin. 1 2 prea devreme, doar 2. Dar orice caz, ce bătaie a încasat Roddy în meciul ăsta. Tor din nou aici. Oh. Wow, ce genunchi în gură, manevra la Triple H. Din nou pe Roddy Piper. Ce bătaie ne dă Roddy Piper în aceste momente din nou. Îi vedem. Ce manevră mă ieși asta. Și întorc. Și fac manevra de final, dar din păcate e o manevră submission și nu stau chiar atât de bine pe submission momentan. Trebuie să-l bat foarte tare să-l pun la submission. Nu va ieși, da, chiar dacă iese, damage-ul pe care l-am dat e foarte mare. Deci trebuie să-l bat foarte, foarte bine să pot să câștig meciul ăsta. Și vedem aceeași manevră de final. Și bine, mă, ies de data asta din manevra lui Roddy Piper. Vedem că nici el nu prea mai poate. No, de ce s-a aruncat pe jos Bret Hart? Întorc din nou. Și am din nou comeback move, dar nu reușesc să-l dau. Sau? Nu, din nou întoarce. Și întorc și eu din nou. Și reușesc să dau comeback move-ul. Nu, greșesc! Ah, oh my god, din nou am greșit comeback move. Vreau și eu să mi-l văd până la capăt și nu reușesc. Incredibil, Roddy Piper. Și pregătește o manevră după corzi în aceste momente. Și îi întorc, foarte bine întorc. Dar tot el mă prinde, incredibil. Întorc din nou, yes! Doamne, ce meci! Mai bine că am... De fapt... Nu e bine deloc că am pierdut primul meci, dar în orice caz, ce meci este cel de-al doilea?
Încă una pront dezvelite de Rudy Piper. Și eu nu mai reușesc să mai întorc. Incredibil damage dat de Rudy Piper și vedem că a crescut și el în aceste momente și mai încearcă un pin. Arbitru nu e. Și am avut noroc, m-am ținut de colț, altfel la cât de repede se mișcă bara aia. Acum trebuie să mă asigur că îi dau damage serios lui Rudy Piper. Altfel nu o să reușesc să-l bat. Și DDT-ul lui Rudy Piper. E bine că ieșim în afara. Nou, el e cel cu damage mai mare. E incredibil așa ceva. Damage foarte mare dat de Rudy Piper acum. Vedem ce bătaie încasează. Ce bătaie încasează Bret Hart. Uitați-vă la ei. Ce meci spectaculos avem. Au ajuns la 6 și el în momentul ăsta o să intre în ring. Îi pregătesc din nou manevra de final pentru a mai face niște damage, pentru că cu siguranță nu e destul de bătut să se termine aici, dar măcar îi mai pot face niște damage. Și haideți, rope break și el. Da, eu mai pregătesc încă o dată pentru că mai am încă o dată și de data asta cred că se va termina totul aici. Bret Hitman Hart din 92 e pregătit să-l bată pe Rudy. Vedem, suntem aproape, aproape, da, câștigă meciul Bret Hitman Hart, îl bate pe Rudy Piper. Incredibil ce meci avem în cel de-al doilea. Noul campion Bret Hart. Incredibil, Bret Hart câștigă și cu foarte, foarte greu a fost. Câștigă Bret Hitman Hart centura intercontinentală. Și noi mergem mai departe în WWE Showcase Mode și ne pregătim de Excellent of Execution. Ce s-a întâmplat? Stați un pic să vedem ce s-a întâmplat. Și așa a câștigat meciul Bret Hitman Hart împotriva lui. Incredibil. Un pinfall. Și stă plecând prieten după meci. Oh, asta da. WrestleMania 10 în New York. Un ladder match. Wow, primul ladder match. Shawn Michaels. Deja venim cu wrestler mai noi. Shawn Michaels. Foarte, foarte bun. Un wrestler extrem de bun. Shawn Michaels. The Heartbreak Kid. Razor Ramon. Am auzit despre el. Și asta va fi următorul match între Razor Ramon și Shawn Michaels, dar la WrestleMania 10. Dar noi până atunci ne vedem data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe dacă vă place. Iar noi ne vedem data viitoare cu acest match minunat început aici. Toate cele bune! Ciao, les!